viața la 20 de ani de atletism este frumoasă. În anul 2000 a apărut pe sticla de apă minerală Gabriela Szabo și în acel moment am spus părinților că îmi doresc și vreau să alerg la fel ca Gabriela Szabo. În momentul în care am coborât scările stadionului Dinamo, m-am închinat și am spus, în sfârșit, m-au dus și pe mine la atletism. În viața de zi cu zi este un om pozitiv, un om care zâmbește foarte mult. Sunt momente normale în sport, o accidentare sau un concurs mai puțin bun sau o zi mai proastă. Chiar și atunci, la final de zi, o închei cu un zâmbet. De-a lungul anilor în atletism s-a specializat pe săritura în lungime, deși a încercat și celelalte probe. La săritura în înălțime chiar a avut rezultate bune. Dar în urmă cu câțiva ani, după discuții cu antrenorul ei, au hotărât împreună că e cea mai bună la săritura în lungime. Am vrut să fac probe lungi, dar nu am avut atât de mult talent pentru aceste probe lungi. Am fost mai mult o persoană pe sărituri, pe probele de sărituri, pe tehnică. Performanța cere însă sacrificii. În primul rând îți cere timp, iar apoi îți cere totul. Rezultatele bune depind de mulți factori, dar unul extrem de important este pregătirea fizică. De câțiva ani, Alina își face antrenamentele în Germania. Acolo are toate condițiile. Săritura în lungime este o probă de viteză, forță și tehnică. În perioada de pregătire am 3 antrenamente pe săptămână de forță, în care ridic aproape 50 de tone. Merge la Tokyo cu dorința de a câștiga o medalie olimpică, dar și cu visul să sară 7 metri. Momentan, recordul ei este 6,91. Sunt în top 10 mondial. În atletism depinde foarte mult și de ziua pe care o prinzi în concurs. Pot atinge acest prag de 7 metri, dar între 7 metri, 7 metri și 10, nu știu cât de mult pot sări. Tokyo reprezintă a doua ei oprire la o ediție a Jocurilor Olimpice după Rio în 2016, dar visează și la următoarele ediții de la Paris și Los Angeles. Așadar, la 20 de ani din momentul în care s-a apucat de atletism, încă are voință și energie pentru încă un deceniu de muncă în atletism. Olimpiada va avea loc fără spectatori. Decizia a fost luată de guvernul Japoniei din cauza înmulțirii cazurilor COVID. De altfel, capitala nipună Tokyo va fi în stare de urgență pe toată durata Jocurilor Olimpice. După ședința de guvern s-a anunțat că toate probele olimpice se vor desfășura cu ușile închise. Prezența spectatorilor străini fusese din start interzisă, iar organizatorii au sperat până în ultima clipă că japonezii vor avea acces chiar dacă în număr redus.